O singură întâlnire a fost de ajuns ca lumea lui Andrei să se năruie încă o dată. Ochii triști ai Mariei au lăsat urme adânci în inima lui, și așa destul de rănită. Știi ce mă gândeam? Te-am văzut dărâmat rău de tot. La faza cu Maria și întâlnirea din parc. În momentul în care am văzut-o, am simțit așa că ceva... ceva din mine se rupe. Știi ce senzație să poți să vezi persoana dragă și să nu poți să o sărut, să nu poți să îi îmbrațe, să știi că... Știi ce mă frământă pe mine? De unde mai aveți voi atâtea resurse pentru atâtea trăiri, pentru atâtea suferințe? Nu, dar simt că oricum ajung la capătul sentimentelor, știi, și devin... Te rog, tata. Nu știu, dar dacă n-a fost o decizie bună, asta cu să ne despărțim. Dacă fii tare, nu-i nimic, acum s-a întâmplat, mergi pe calea asta. Dar poate era mai bine să, nu știu, să o fi ținut lângă mine. Numai Dumnezeu știe cum era mai bine și cum va fi mai bine. Dragul meu, tu nu vezi cum e dragostea asta? O înșiruire de momente, care mai de care mai ciudate și mai tulburătoare. Acum ești fericit, ești într-al nouălea cer. În secunda următoare se prăbușește pământul cu tine. Singurul remediu în astfel de situații este timpul. El le rezolvă pe toate. Hai să avem răbdare. Hai să fim puternici în sinea noastră. Asta îți propun. Tată, totuși... mi-aș dori să mai treci pe alea din când în când, așa discret, și să te asigur că e bine. Atâta vreau să știu, crede-mă, vreau doar să știu că... Știi că poți conta pe mine. Și pentru Maria e cumplit de greu. Omul pentru care a vrut să-și dea viața a devenit acum doar o cunoștință cu care te saluți pe stradă. Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Ce s-a mai întâmplat, mamă? Îngerașule, iarăși plâng. M-am dus în parc să mă plin. Cu cine crezi că m-am întâlnit? Cu cine te-ai întâlnit? Andrei. Cu Andrei. Cu Andrei. Era cu tatălui la plimbare. M-a întrebat ce caută. Acum, a zis că aici se plimbe. El m-a întrebat... ce caut eu pe aici, am zis că mă duc, am ieșit să mă plimb, m-a întrebat cum mă simt. Și apoi tatălui ne-a lăsat singur, nu știu unde s-a dus, cred că la magazin, nici n-am mai fost atentă la absolut nimic. Și am dat mâna ca niște prieteni, ca niște prieteni. Haide, mama, liniștește-te. Și n-am mai putut să stau, m-am întors cu spatele și am plecat, am fugit, că nu mai puteam să îndur. Haide, te rog, eu încearcă să uiți. Trebuie să-l uiți. Ce bine să mă duc să-l iau în brațe, să-l țin în brațe și să nu-i mai dau drum. Nu știu, nici mă crezi că nu știu ce mai simt. Băluransc, îl iubesc, nu știu. Deci crede-mă că nu știu ce gândesc, nu știu ce simt. Nu mai înțeleg. E un dezastru în capul meu, un dezastru în sufletul meu. Nu mai pot să îndur atât, nu mai pot. O să mergi cu mama la biserică și o să ne rugăm și o să vezi că Dumnezeu îți arată calea cea dreaptă și cea bună pe care tu trebuie să o urmești și o să fii fericită. Liniște-te. Luna de miere este mereu încărcată de o pasiune mistuitoare, de priviri drăgăstoase, de dorințe și plăceri, în special când există un amant tânăr și un soț bătrân. Tu ce dor mi-a fost de tine? Și mie a fost de tine. Oh, deja 2 zile fără să te văd a fost deja prea mult pentru mine. Serios? Da. Și mie a fost de tine. Ce faci? Cum te simți, doamna Mariș? Păi, primul rând, mai relaxată. Uh-huh. Al doilea rând, mai încrezătoare. Așa. Iar al treilea rând, mai puternică. Mamă, cât de puternică? Cât de puternică? Foarte puternică. Acum nimeni nu mai poate să zică nimic. Da? Da. Dar eu mi-am făcut prima parte de înțelegere. Tu? Cu Valeria? Tu cu Valeria. Referitor la Valeria, nu am nimic încă momentan. O să va trebui să mă gândesc la un plan foarte bun ca să putem să punem mâna pe întreaga avere. Dar până atunci,
Eu zic că ar fi ca să ne relaxăm. Sărbătorim prima victorie. Sărbătorim, da. Să nu uităm. Ai pregătit o surpriză? Șampanie. Sărbătorim. Prima victorie a noastră. Mă ajut? În arestul poliției, viața poate fi dură pentru o tânără sensibilă precum Delia, iar dacă ai ghinion și nimerești rău, regretele vor fi cu atât mai mari. Oh, Doamne, de ce mi se întâmplă mie toate astea? Nu mai rău! Ia uite, domnișoara, plânge. Ți-am zis să nu mai au niciun zgomot, că vreau să mă odihnesc. Aici nu se plânge, că nu e cimitir să plângi morții. Lasă-mă în pace! Așa-mi spune Mica, dacă vrei să te las în pace, întâi îți dau două bucăți și pe urmă te las. Lasă-mă în pace, pleacă de aici! Lasă-mă! Ești nebună, lasă! De bat! În seara asta vei dormi la carceră, Mișcă! Nu scapă de mine, în seara asta! Mișcă, las-o! Las-o, Mișcă! Iar tu, domnișoară, la culcare! Acum! În brațele lui Mădălin, Anda se simte o altă femeie. Dar drumul spre fericire și avere nu poate fi chiar atât de simplu și lipsit de piedici. Ce faceți aici? Dă-te, Bădălin. Geta, ce cauți aici? Tu mă întrebi ce caut eu aici? Da, bineînțeles, da, dai în telefon, vii așa, buzi la casa omului. Nu se poate așa. Mă întrebi tu în casa copilului meu ce caut, ce cauți tu aici, Anda? Tu ce cauți? Aici, Anda, locul acum. Ai, te rog. Vai de mine! Nu mai țese locul în casa familiei mari și la fete-i măritat. Câtă nerușină are. Aia am înțeles. Și tu, și Anda. Eu. Da, și eu, Geta. Ce vrei să fac? Anda, te-am respectat din secunda de când ai intrat în casă. Am fost singura persoană care ți-a luat apărarea. Și tu ce-mi faci acum? Întocmai. Și eu te respect. Așa că nu trebuie să faci scandalul ăsta. Cum mă respecti? Te respectu-te cu copilul meu. Dar ce are? Ce-i fac? Vai, nu se poate. Ceva rău? Îți fac rău, mă? Chiar vrei să ajunge să-ți interesezi să mai intri la mine în casă? Oricum nu mai vin. Și asta a pus capac. Să... Ia-i cheile. Dă-mi voie puțin. Copilule, dă-mi voie. Anda. Ia-i cheile, mă. Anda. Mie o să-mi ia cheile. Nu o să mai calc în această casă. Așa? Dar să știți că de data asta nu vă acopăr. Nu ne-am oferit. Nu vă acopăr. Indiferent de repercusiuni, eu de data asta nu vă acopăr. Rușine să-ți fie. Tot ce trebuie să faci. Rușine să-ți fie. Hai să te conduci. Doar să taci, să taci. Nu spui nimic, n-ai văzut nimic. Taci. Pleacă din fața mea să nu te mai văd. Știu drumul și singură. Nu este nevoie să mă conduci. Hai, te rog frumos, rușine să-ți fie, Anda. Uită ce-ai văzut. Rușine. Iar eu sunt soția lui Eugen și iubita lui. Asta e, n-ai ce să faci. Am înțeles. Nu mă pot obișnui. E prea mult pentru mine. Hai, este prea mult. Exagerezi. Încearcă să te liniștești. Nu te mai apropii de mine. Ok, dacă nu mai apropii de tine, hai, ieși mai repede. Ieși? Păi din moment ce tu mă îndrăgești... Nu te aștepte prea mult! Vrei să te aud de braț să te arunc în strada? Tu pe mine, hai, niciodată! Hai, în fața mea ești un nimic! Hai. Iar tu la fel, plecat, și lucrurile nu vor rămâne așa! Hai, pa, la revedere! La revedere! Pa. Nesimțiților! Rușine să vă fie! Apartament. O foarte mare crizat! Și m-a foarte mare ghinion, Mădălin! Cum de avea mama ta cheile de aici? Ultima oră i-am luat cheile! Mădălin! Dacă mama ta face vreo problemă în calea planului nostru, eu nu știu ce să fac. E mama. O tânără domnișoară își face apariția în somptoasa vilă de pe lacul Znagov, interesată de unul dintre bărbații Mariș. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! M-ar interesa și pe mine să vorbesc cu Radu, dacă se poate. Prietena? O veche prietenă, se poate spune. Bun, hai, mulțumesc!
Radu! În living, mama, te așteaptă domnișoară. Mai repede! Să te servesc cu ceva? Nu, mulțumesc. Bun, atunci... Mama, domnișoară, pe mine mă așteaptă domnișoară. E frumoasă. Este frumoasă. Și pentru mine? Da, vreau să vorbesc cu tine. Cum a tăiat Odelia, cum... Să arăt mâna. Bună ziua. Au aflat fetele că e singur. Hai, liber. Radu. Ne cunoaștem. Ne cunoaștem? Te rog. Mersi. Cum, mami, adică? Atunci mai aveți nevoie de mine, ăla? Da. Să plec. Hei, ce înțelegem noi doi. Nu mai sunt alții ca noi. Prinde-l jos de tot, jos. Alo, te strâng de gât. Zici când ne cunoaștem? Să-ți reamintesc? Stai un pic să mă fac comod. Nu pot, îmi pare rău când sunt în prezența unei, unei făpturi atât de gingașe și de delicate și de... mă ia tremurat așa, că trebuie să mă fac comod. De unde ne cunoaștem? Liniștește-te. Ne cunoaștem de acum câțiva ani. Să zicem că am avut o relație. Noi doi am fost împreună? Da. Eu mă numesc Clara. Clara... De când Clara, prima mea iubită? Cred. Mamă, băi, nu ne-am mai văzut de ani buni. Da, m-ai lăsat fără cuvinte. Păi și cum? Ce faci? Cum? Bine, uite, am venit să te văd. Pe mine? Pe tine, da. Vai de cap. Bun, uite, știi, ironia sorții, așa că am făcut, o coincidență extremă, am avut o problemă sentimentală devastatoare. Nu știu ce să mă fac. Și ai venit într-un moment în care patul meu e rece rău. Da, îți mulțumesc. Numai că sunt liberă, dar în niciun caz pentru tine. Mă înțeapă inima, îmi faci rău. Nicio problemă, îți revii repede. Hai, dăm numărul tău de telefon, că eu nu mai pot să stau mult și... Acum am cer și număr. Sincer, da. Doamne, și cu femeile astea, doamne. Ți-l dau eu sau mi-l dai tu? Hai, dă-mi tu numărul tău, te rog. Păi, mai bine dă-mi-l tu. Hai, las. Spui, dacă vrei să te mai sun, dacă nu, nu nicio problemă. 0728? Da. Da. Da, fii atent aici. Promis că mă suni. Da, asta pot să-ți promit. Mamă, cât de rece ești! Pentru Cornelia e o seară mare. Are o întâlnire cu un bărbat fără obligații, cu care are atât de multe în comun și care nu este indiferent. Te rog frumos să primești florile acestea. Ți le ofer din tot sufletul. Mulțumesc! Să știi că m-ai inspirat când le-am ales. Sunt foarte frumoase. Și eu îți mulțumesc. Trandafirii sunt preferații mei. Îți plac așa-i? De unde ai știut? Am bănuit. Mulțumesc mult. Sunt foarte frumoși. Nu te-am mințit când ți-am spus că sunt foarte fericit că te văd. Și eu, îmi pare bine că sunt aici. Dar tu nu pari foarte fericită. Ei, știi și tu, în ultimul timp, și nu știu dacă ai aflat, dar Maria și Andrei s-au întâlnit în parc, întâmplător. Am fost de față. Ea a fost foarte răvășită după acel eveniment din parc. M-a impresionat foarte tare această revedere a lor. Copiii noștri sunt deosebiți, sunt frumoși, sunt dotați, sunt inteligenți. Meritau o soartă mai bună. Soarta este nedreaptă cu ei. Cred că împreună putem trece peste toate greutățile care ne încearcă în ultimul timp. Habar n-ai cât de important este pentru mine, foarte important. N-am cu cine să vorbesc, n-am cui să-i spun prin ce trec. Doar noaptea cu Perna vorbesc. Și sunt foarte fericită că am cui să povestesc și am cu cine să împărtășesc dramele prin care trec și copiii și noi. Suntem în aceeași situație. Suntem amândoi singuri. Suntem părinții unor copii minunați. Așa este.
Nu vreau să folosesc asta ca pretext. Bine, liniști și nefericiți. Să-ți propun să fim împreună în continuare. Sunt bucuroasă pentru propunerea ta. Îți mulțumesc dacă accepti. Accepti? Accept. Mă scuzați. Ce vă pot servi? Cu o cafea. Unele momente petrecute în arest, Delia a realizat cât îi va fi de greu în închisoare și în mintea ei a încolțit un nou gând de răzbunare. Bună, Delia. Bună, ce faci? Măi, sunt rău. E rău. Am o colegă de celulă care mă terorizează, mă lovește, mă bate. Uite, vrei să vezi ce mi-am făcut? Uite. E sălbatică, crede-mă, eu nu cred că mai ies de aici, Dumnezeule, deci sunt atât de speriată, nu știu ce să mă mai fac. Pe bune, nu știu ce mă fac. Nu pot să cred că ai ajuns în halul ăsta, nu pot să cred. Uite, hai să încercăm să ne liniștim și, nu știu, să știi că ți-am lăsat ceva la camera de control, acolo un pachet, ți-am adus ceva de... În care niște hăinuțe, ceva, am gândit că poate e nevoie. Draga mea, tu e singura care a fost întotdeauna lângă mine. Da, nu pot să mănânc nimic acum, îți dai seama că... Nu sunt capabilă. Tot ce-mi doresc este să plec de aici, măcar să nu mai fi bătută fiecare. Au și sticla asta, nu pot să suport. Nu pot să te văd, să destrâng un braț, nu pot. Să știi că i-am lăsat și eu gardianului ceva pentru tine. Spune orice, zi-mi. E vorba de o scrisoare pe care vreau neapărat să o duci familiei mari și mai exact domnului Eugen. Da? Sigur că da, orice, nu contează. Da. Ascultă-mă, te rog, liniștește-te, nu mai plânge, fii atentă puțin. Trebuie să-i dai neapărat domnului Eugen. Sigur. Să nu accepți niciun fel de intermediar, da? Trebuie să știe ce face nevastă ta. Ok? Îmi promiți? Dar despre ce e vorba? Mai... Ți-am mai povestit eu câteva lucruri, da? Detaliile nu contează în momentul ăsta. Te rog foarte mult, du-te și dă-i scrisoarea respectivă. Stai liniștită. O să te ajut cu tot ce pot. Numai să-mi spui. Știu, îți mulțumesc din suflet. Și te rog să ai mare grijă de tine. Te rog din suflet. Pentru a doua oară, în ultimele zile, la ușa vilei Mariș bate o persoană necunoscută obișnuiților casei, moment în care se naște o nouă serie de întrebări. Radu este? Nu! Că trebuia să-i zic ceva neapărat. Hai, intră! Vezi canapeaua aia? Da. Bravo! Ce vrei să-i spui lui Radu? Păi nu pot să zic ție, vreau să-i zic lui. Păi... Fii atent, o să spun ceva, dar să nu mai spui la nimeni. Mm-hmm. Eu sunt Radu. Adă, la ușă îmi zici că Radu nu e, că nu ești tu și acum îmi zici că tu ești Radu. Eu sunt, dar dacă mai spui cuiva, va trebui să te omor, să știi. Și mai e și gudase din filme. Eu sunt Radu, hai zi ce vrei, spune. Bine, dacă tu ești Radu, am ceva de important să zic. Mi-ai adus gagici? Nu. Nu mi-ai adus? Nu. Ești tatăl meu. Nu râde, că nu e de glumă. Și cum ai vrea să cresc eu un copil? Așa. Păi și ce vrei să fac cu el? Mă duc acasă, mă întâlnesc cu el, ce-i fac? Stai de vorbă cu el. Da, că e ușor. Cred că ai multe de învățat de la el. Am multe de învățat? Da. Să nu spui că mă învață la gagici. Ar fi productiv să preluăm de unde am lăsat-o. Păi aia mă gândeam, dacă nu s-a întâmplat nimic, atunci... Mamă?
Uite, asta e cheia de la Madalina. Știu că nu-i frumos, nu-i bine, dar te rog, du-te și vezi dacă...